Stai, mă, nu dau pe mine că fac alergie. Ian! Doamnelor și domnilor! Să nu-i dat drumul la bani. N-am început? Păi ieși eu din cadru. Păi nu contează, mă, că oricum ăsta-i început. Păi dat drumul astea? Păi ce echipă am? Da. Să mă, n-am echipă de Champions League. Am început, mă? Nu. Și nu începem. Păi spune, dragii mei, și plecăm. Pentru că am primit sute de comentarii. E ziua lui de naștere. Dragii mei, pentru că am primit sute de comentarii în care îmi cereați să se întoarcă unchi în emisiune. Credeam că îmi cereai fraga buzelor, nu ți-am dat. Iată că astăzi, pentru voi, Serghei Mizil s-a întors la Fiță cu Adiță. Și nu singur, ci cu cel mai bun prieten al lui, nu? Migdale, celebru Migdale. Migdală. Migdală? Nu, mă, Migdale, te recu. Migdale. Fratele lui Fane Spăitoru. Mă enervezi. Fratele lui Fane Spăitoru. Știi, mă, toată lumea. Îl știe toată lumea, dar eu am făcut și prezentarea, că așa e frumos. Și eu, ca să fiu solidar cu el, o să mă cheme Fistic, dacă pe ăla chema Migdală. Domine banană. Și mă tine banană. Cum se chema, mă, Migdală? Și e și negru. Esențe de Migdale? Trebuie să spui Migdale. Cireașe, prună, să ai și tu un nume de om. Pe spate. Pe spate. Celebru Raul. Wild Cooking, de exclusiv, bucătarul nostru. E ziua ta și nu vreau să jignesc. Da, jignește, lasă-l, că ține. Pă bune. Și ca să începem în forță, cum a început povestea voastră dragoste? Cum v-ați cunoscut? Care a făcut primul pas? De prietenie. Vezi, uite, vezi că ne jignește și s-ar putea să ne jignim în emisiune pe asta. Ne jignește, l-ai văzut? De dragoste. De dragoste prietenească. Nu permite așa ceva, dragul. Ne-am cunoscut în visă la penitenciar, unde domnul era cantonat. Eram în vacanță prostule. Era vacanță, 19 ani a studiat. 19 ani. 19 ani de studii, asta adică da. Adică așa, treptat. Treptat. Bă, să spun pe cea mai tare, că așa că asta se cheamă. Adică începem în forță. Era arest la prima documentație. El mi-a spus, l-a prins cu niște făină în mașină și el îmi spune: "Bă, nu sunt vinovat." Dar rămân aici. Și eu spun: "Bă, nu ești vinovat, nu te apăra, că e clar dacă nu ai făcut nicio faptă, cum să te aperi?" Mă sună: "Bă, boule, mi-a dat 3 ani, m-a perpenit 3 ani, păi bă, dacă nu te-ai apărat, dacă ești nevinovat, cum să te-ai?" Să o scurtez. Și în arestul poliției pe vremea, erau alte vremuri, era frumos. Spune ce făceam acolo eu. Asta spun. Era înainte de revoluție, nu? Mă, după. Nu-mi dăm persoanele care veneau, că erau persoane foarte importante. Nu. Băi, eu vorbesc, nu. Nu, mă, nu. Nu. Ce prietenie frumoasă leagă. Și noi veneam în fiecare seară cu lăutar, cu mâncare, cu băutură, cu nevastă, sa fi, se era mică și mâncam și beam în fiecare seară, înțelegi? Am râs ceva că cel mai tare că s-a dus un pește acolo și l-a închis unul după gratile și așa, bă, sunt, m-au închis pe zi. Da, m-a și eu spuneam, Migdală, știu că ești închis, că doi am venit la tine. M-a turnat prostule. Și fisa mică și ne întreabă, unde ești tată? La pește. Și țiganul prost la pește. De ce era închis și vorbea cu fata lui la nu telefon? Nu, acolo, acolo, să venea acolo, acolo da, cu mese, da, cu la-la-la, da, cu da, mâncare, da, cu băutură. Da. Cu... Asta zice în circă, că și așa nu mai prescris. Spune că ne ia! S-a prescris frapta prostului 25 de ani, dar atunci dă-te dracu de aici. Bă, din 2002! Fii atent! S-a prescris. Și când iese, ia un sac de pește și vine acasă. Ca și cum e. Cum a venit la pescuit? După 3 ani. Da. Nu, una jumătate. Când l-a luat asta cu 15, i-am spus, spune că ești la pescuit oceanic. Da. Era vrut să dea un exemplu, că fata nu știa că da, nu știa, da. Nu. Fata, era copil, era mică. Da, fata a crezut că era profesor universitar. Da, mă, pălăule care ești. Și a zis că se la pește, știi. Când vedea fata, vedea o grămadă de acolo, nu știu de aia. Cum să vii, mă, cu sacul de pește acasă, mă? Dar care e problema ta, mă, că am adus. Câte povești bune aveți voi, câte amintiri aveți voi. Dar le-ai spus când te-am băgat în are și era să-ți umbl la poșetă? Opa, cum adică? Iar ai venit acolo, ai zis, arată și mie patul unde dormi. Și am deschis și rula și am arătat de mai aici ai patul. Mamă, țigane aici adun. Mamă, să mira el. Confort mare, dar mă miram foarte mult, mă miram. Eu îmi doream să merg acolo. Nu e timpul pierdut. Ferească Dumnezeu. Nu e ferește. Hai, mă duceți, cine? Toți care mi-au copii sau nu? Nu, serios, deci cum v-ați cunoscut? Acum la modul cel mai serios. Cu Fane, mă! Prin Fane, nu? Fane, Fane Spăitorul. Pe sărăcia asta. Cu Fane și până altcineva care nu pot să pronunț numele. Nu pronunțăm, n-avem voie. Da. Când l-am cunoscut, era om de afaceri, avea o coadă și o geantă diplomat, în care avea briceac și... Altceva. Și zic, bă, dar de ce car geanta aia cu tine? Păi așa sunt oameni de afaceri. Dar n-avea nimic, avea mămăligă, briceac și o slănină în geanta. După să nu am parte și o coadă, nene. După ce gândit avea o coadă urât, era să nu am parte, nene. Păi trebuie să-mi aduc aminte de... Nu ți-aș aminte. Zic, dar de ce ai aia mână? Păi sunt de afaceri, da, bă, casa, da. Da. Bă, stricăciune. În loc să scoată, stiloul să scrie, el scutea cuțitul și te tăia.
Aventură. Ia scrie și tu. Ia stai bulagiule că vorbești bun. Nu vei bulagiule. Am plecat la munte să facem revelionul. Da. Și am plecat o echipă de vreo 6-7, nu? Nu dăm nume. Nu dăm nume. Fără nume, fără nume, fără nume, da. Acum de asta Dumnezeu te pot să dau nume că a murit Iulica. Prieten de-al nostru bun. Prieten de-al lui mai bun, dar mă prietenisem și eu cu el de să mor eu, țineam unde temporar. Așa de acum fiecare ne-a suit într-o sură să mergem unde avea vila domnul putem să pronunțăm numele? Hai zi-o pe asta, zi-o. Ceaușescu. Le-a dus mai cu căruțe cu alea, fii atent ce face fraierul. Și acum eu zic că sunt cu nevastă mea, zic să merg și eu de rușine cu spatele prima dată, las pe el cu fața să vadă peisajul, că era frumos. Cu spatele, da. În timp ce mergeam în casă și ochetei, a dat o bășină. Calul direct în gura lui, așa a venit mirosul la damfura. Vomita omul, murea, nu mai putea să stea în cărță. Uuuu, ce mi-a trecut mirosul pe lângă... Bă, zic acum de rușine, n-am ce să fac. Tac din gură, zic. Da. La întoarcerea trebuia să mă întorc eu, poziția lui. Da. Dar eu țigan pervers, m-am făcut că plouă și l-a lăsat tot pe el. Și a mai dat una. A mai dat încă una, mâncați așa ochitei, o știu, când le-a zis așa să cadă jos. Nu știi, și a zis ăsta? De. Bă, cu metre, la Bijan, ce ai dat să mănânce? Levențică? Da, dar ce ai dat la casă să mănânce? Cum să mănânce levențică, măi? Da, fii atent, mie îmi place aia cu... Care e povestea cu ceasul, cu copilul? Stai două secunde, dar să vezi că l-am luat în mașină și avea pijama pe sub haine. Păi era frig. Era frig la omul. Acolo eram mai cu milionari. Era frig la omul. Era frig, da. Era iarnă. Și îi spun, vezi, nu începe, Cora nu știa că și-a văzut așa, brat, nu începe mașină cu pârnâile, cu alea, cu alea, statele. Astea sale noastre, da, bravo. Da. Și când a început, dom'le, când am dat foc la saltea, dar Cora fraieră, dar ce avea aici ceva cu el? când stăteam răstignit, mă întreba, ce făcea să făcea curat în casă? Foc la saltea să facă șugăre pe acolo. Și când ajungem acolo, bă, ca să vezi cât de proste. Bă, nu ce ascultă pe asta, că frate, tot cu alea. Cea mai tare. Ăia de acolo aveau... Explică la oameni că avem un spectator de lux care, nu vrea să intre. Nu folosim numele. Nu, n-ai, Luci, n-ai zis Luci, nu, da. Doar nu mai sfârșit. Luci din Tunari. Nu! N-am vrut. Îl caută. A, îl caută lumea, da. Trebuie să mai aduc o simplă... O bere? Imediat, se rezolvă. Se rezolvă. Bem la o cabană acolo. Da. Și ușmecherii de acolo... Aveau boală pe Dan Ioan Popescu, la care era cel mai tare de la PSD pe vremea aia. Nu știam cine e. Avea o casă de lemn și ea spune, dom'le... Adică, da, nu, poate ne arestează. Ăla gata, e plecat. A murit? Nu, e plecat, nu mai a picat. A luat lift. Adică s-a dus pe lumea la... Taci! Și îmi spunea, dom'le, puteți să dați foc la casa lui ăla, că avea o vilă în aia de lemn. Eu, două secunde, era vreo 9 dimineața, înțelegi? Mai și zic, migdală, ca să le arăt ce e capabil, toporul, a luat toporul. Era un panou mare de metal, când a început de acu topoarele alea. Cocktailuri, două cocktailuri, mergeam să-i dăm focul la vilă. Mergeam până aia, nici acum nu ieșeam. Mamă, cu cocktailuri, cu doarea, ha? Da. Și fii atent. Un mare om de televiziune, Adrian Valentin, s-a dus și i-a spus lui Cora, scoate dimineața, vezi că boul ăla cu boul ăla... Vor să dea foc la... Dimineața vor să dea foc la tare, nu știu. Și vine Cora și mă ia și m-a băgat în cameră, înțelegi? Dar erau pereții de lemn asta. Și ea îmi spunea când se face așa, și prostul ăsta, bă, l-au judecat la urgență, bă. Ăsta că dacă îmi citește codul, bă, l-au judecat la urgență, bă, fraierul ăla. Decupasem aproape tot panoul și mai rămăsese o simplă tablă. Și vine să vină cu aia, berea mare, repede. Ce berea, dacă băusem, cât aveam 100 și ceva de sticle. Și zici, i-am spus, bă, țigane, la munte se merge cu Sania, și cu schiul, cu ziarul, cu ziarul. Stai așa. Ia. Cu ziarul, cu mâncare. Ne invită oameni grei din România. Nu dăm nume iarăși, cum ar veni. Nu, că o parte îți plac, că politicii e mare să stai. Ce boie. Să ducă și ei pe acolo. Și lasă-mă de ce că-s tovar și vin. Și aveau Lucifer, alea verzi. Ia bă, că tu ești englez. Alea militare, nu Range Rover, Rover, alea militare. Defender. Defender, mă! Defender. Ce mă, nu-mi dau un nume? Nu, mă! Și ne duceau la cabana lui Ceaușescu. Și ăsta ieșea afară și făcea Hai Hector! Hai Hector! Eu nu am atent, mă, durea. Aia, băi, cum e te... Ce țipă ăla? Cine e Hector ăsta? Da. Și eu mai prost. Băi, țigane, cine e Hector? Ăla de n-a fiert. Mă, zic, cum l-o chema? Tot pe fond de băutură. Ajungem acolo la cabana lui Ceaușescu, foc mare, nu știu ce, cu mâncare, cu bucătar, cu astea, și al meu. Dăm ziar.
De ce să faci, bă, bă, că știi alfabete și cretini? Ce să faci cu ziarul? Te gândeai că îl citești? Nu, mă, el se taie pe... Șunca asta se taie pe ziar. Da, da, da. El mănâncă dacă nu are ziar. Zic, țiganii sau piritele de carne și cretin. Dar și ce vrei mă să fac? Nu pe bune acum. Păi dacă faci farfurie, mă, prost, trebuie să mă și pe ziar. Care-i povestea aia cu peștele din Cernica, dacă îi bagi mâna, îți fură ceasul? Stai că ți-l spun pe ce... Bagi mâna în apă și fură ceasul. Asta e candela lui prostul ăsta. Nu, mă, așa e. Dar fii atent. Bă, prostule, nu mai râde, vină încoace. Ne invită acasă la el, înțelegi? Că acum vine în cap. O persoană... Ai văzut și tu și... Da, da, o persoană tare mormă de tot. De mic, eu, nevastă mea, ăla cu nevastă sa. El era cu pijamaua băgată în pantofi, intersesie, făcea pe acolo, Cora spune, uite un nebun pe stradă, eu nu am să mergem la mine, înțelegi? Stai să vezi, mă, mâncam așa. Și când intrăm în casă, casa a făcut-o frumos, că e confuse fane, dar în bar acolo... Zic că e confuse fane, auzi. E fane, am știut, în bar în loc de stic avea pantofi. De casa mea și mi-a făcut fane, mă. Stai, stai puțin. Deci ținea în bar pantofi? Pantofi în loc de stic, nu, mă, de... Și a spus țiganii și așa se face pe măste. Bara mea cum e, barul este în sus, da? Și aici jos? Nu mă încăura pantofi, aici. Că ai intrat ei și erau prea mulți, că vrea să dea lume, am băgat încălțăminte aici, în bar. Da. N-am mai nicio stică, bă, nicio stică, n-am mai pantofi, ascultă-mă pe mine. Să uitau aia, nu înțelegeau. Stai să vezi. Mamă, ce oameni, bă, frate. Aia, ce mă gândeam încălțăminte să vând? Dar una din doamne era îmbrăcată cu vreo 50.000 de euro numai în bășină alea, știi? Genți, nebunii, da. Nu, dar erau persoane tari. Da, dar nu, domnul meu, iarăși. Nu, domnul, nu, domnul meu. Și pune masa fără tacâmuri și totul tăiat. Pe ziar. Nu, pe aia. Și eu îi spun, bă, și le spun, bă, adu tacâmuri. Cum e cuțitul la un om sigur, dar nostru. I-a zis că se taie la masă. Era cuțitul la un om, dar nostru sigur, zici? Nu înțelegea absolut nimic. Nu, bă, cu tortul, cu tortul. Stai puțin. Bă, Lucifer, ascultă pe asta. Casa corectă de avea un bazin cu un elefant, cu apă, m-am c***t, să înțelegi? Și îmi sună măsa, Jeana, Dumnezeu să ierte. Migdală, Migdală, ai văzut că a fost cu tremur, s-a mișcat lampa, el nu fă că avem șpoturi. După aia spunea, țigane, să moară mama, le fac la ăștia o surpriză, de rămân muți. Zic, bă, vezi ce faci, că fugă ăștia din casă. A adus un tort pe un fond albastru așa, cu fața asta de țigan, zice și bucă așa, cu ochii asmeriți așa, o poză cu el. Ochii veniți, mă, dar pe oameni, ochii veniți, mă, bulanii. Și nevastă s-a să tăie tortul. Nu-mi tăia capul, că-i semră, pe cum îl mâncă, la mă, de prostul, dracu. Am zis să mă tăie de jos, să mă mănânce de jos, știi? Nu-mi tăia capul, că-i semră, să nu mă mănânce de la cap, să mă mănânce de aici. Genera poza lui. Poza lui pe tort. Pe tort și a zis, bă, nu tăia capul. Păi și cum să mănânce de jos, ca să mă mănânce de aici. Ai înțeles? Îți place căpșinica asta, da? Da. Și după aia, nici aici nu vrea să-i încroască, dar o să pun pe una din doamne să dea înscris, înțelegi? Le-a dat cadou niște ochelari care erau împrumutați de afară pentru că avea mai mult, avea o pungă. Împrumutați, da. Să l-a luat ochelari de 800 de euro. Tragi din gură. Și nu-i zic numele. Și aia zice, nu-i dat nume. Și aia zice, n-ai oglindă? Și auzeam bom, 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 mi-a venit cu ședla de la cifonier. Hai să vă zic o poantă. Da, amigdale, da, ți le dăm în casă, le încasă. Bă, așa am făcut. Da, auzi, băiat, mă sună. Țigane, ofta, zic, ce ai făcut, mă? Vino repede. Da, ce s-a întâmplat ceva, părea, că bă, nu mai lasă, mă, cheamă. Da, 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 da. A murit mama. E, Dumnezeu să iert, a murit maică ta, da. Și unde ții, mă, pe maică ta? La Cernica. Mă duc acolo, stai seama, la... Să-ți fiu și eu de supărarea lui, frate. Normal. Foarte supărat era. Ce trebuie? Cel mai rău supărat era el. A stat săracul, a băut cu mine acolo și aia ce vrei să facă de supărare? Că nu face țigare cu mine, mă bagă lângă măsa acolo la... Știu? Cum adică te-a băgat lângă măsa? Acolo, pentru că eram afară și m-a băgat înăuntru, mă, să o văd pe maică sa. Eu stăteam afară, n-am vrut să intru înăuntru. Da. Am stat afară, caterică acolo. Hai în capelă să o vezi pe mama, ia uite, mă, săracul, Dumnezeu să vede. Țigane, pregătește-te, hai să o iau și pe mama suprim, că n-am mai fost și ea la cap în cartier să se plimbe cu noroace. Și-a băgat mâna sub măsa, bă, pe bune, uite, asta mi-e... Bă, asta mi-e sunt acum ce, dacă te vin, Caterinca, Caterinca. Și-o am strigat un nume, garda cu mama mort cineva să nu dau un nume. Bă, eu zic, nu coțe, bine, că nu pot să-mi țin cu prostul. Deci a luat-o așa în brațe, bă, să o ia pe măsa de acolo. Și unde a pus-o, în spate sau în față? Să vină la mașină, mă, să o bage mașină. Și l-a oprit cineva care nu dau nume, a zis, bă, prinsă-l pe ăsta, mă, că ăsta e nebun, vrea să... Eu am zis că face Caterinca. Eu am zis că face Caterinca. Mai era un mort acolo. Era lovit? Și mă trimite de țigani și pantofii, nu auzi?
Bă, Caterinca, zic, mă duc să iau pantoful la bărbute, bravo, înainte să înceapă filmarea, ai zis ceva, că a furat pantofii de la. Da. Avea pantof cu talpă groasă, că era fric pe acolo, așa? Și eu m-am uitat la un mort, am văzut piciorul și zic, bă, vin televiziune, vin astea. Schimbă pantofii cu mortul, înțelegi? Că nu vreau să recunoască. A schimbat pantofii era și când au venit ăia, ăla era arcuit, făcea, s-a arcuit ataie. Da. Că la da. Nu mai încăpea tot. Stai puțin, te rog eu. Stai puțin. S-a arcuit ataie! E adevărat, i-a luat pantofii. Bă, dacă spun ce trebuie. I-a luat pantofii la mort? La toate mormânturile s-a făcut de c***. Cum se iau pantofii? Când a murit Răzvan, copilul meu, au fost sute de oameni, mulți. Mulți. Da, fără multă lume. Și el a venit îmbrăcat în alb. Da. Și care e problema? Și stătea... Era neam cu mine, mult. El jucase într-un film și stătea așa, înțelegi? Și eu zic, ce mulți mă te fumezi, ești cretin, ce actor. Păi ai văzut așa în filme. Și vine Fane, care era băiat de știe, spune, băi, ești idiot. Fane spăitorul, da, fratele. Vii îmbrăcat în alb la mort. Stai, bă, era mortul meu. Se duce Migdan acasă, Lucifer ascultă asta. Aia, și vine cu un cap de mort cu două oase, înțelegi? Și spune, ce faci, bă, prostul, asta e cu mierile. Păi nu, dar pune acum, dacă era mortul meu, da, nu trebuia să țin și eu respect, să vină negru. Migdale, ai jucat în filme? Da. Ziu, cum e? Ziu replică din film. Ce replică? O sigur, eu spun, am jucat 5 filme, eu spun. Păi tu ai jucat și ai fost aruncat la gunoi, nu te zic, cu Ziu, sigur replică din film. Bă, tu ai văzut filmul cu ăsta? Da. L-a aruncat la gunoi să dăm parte de ochii mei, dacă te mint. L-a zis, la ce ai făcut, mă, te-a mierlit trăia, da, te-a aruncat la gunoi, te-a căzut mort. Era șef de cameră, era, a fost. Da, dar fii atent, când fac eu faza cu film, deci ai jucat într-un film, zi. De aici, da. Dacă nu, el și cu o persoană care nu dau nume, disperați. Ia uite țiganul ăsta, mă, joacă în filme. Sau era ofticos. Da, mă! Ofticos, după aia s-a dus bulangiul după mine și a jucat să mor eu. Mult înainte lui. Unde care, mă, mult înainte? Hai să facem pariu. Pe cât vrei tu? Pe ce vrei tu? La Daniel. Mă sună de la Pârnaie. Bă, bule, cum te chema în film? Chema să uite acum. Și eu alt prost. Zic Radu. Bă, prost ești pe mine, chema Migdală. Eu și mai prost ești. Dar bă, Brad Pitt îl chema Brad Pitt în film. La fel de prost ca și tine. Bă, dar ce rol ai avut? Nimic, bă, ești pe generic, n-a fost. Fii atent, primul rol a vrut să-mi dea să conduc casa cu drogurile cu astea. Și zic, bă, n-am cum să conduc filiala cu drogurile, că mi-am fost arestat cu drogurile, ce mi-am dat. Păi, dar nu contează în filmul e ca în viață, mă. Dar și ce vrei să faci atunci? Zic să fiu la dreapta al Bănică. Păi, prietenul meu, șeful la toți bodyguardii, da. Al Bănică. N-a avut un cuvânt, cât a jucat o secundă. Zic, mie nu dai nume. Eu aiurea, la vrăjea l-am zis. Cele mai tare o secundă. Eu, eu nu l-am văzut. Migdale. Eu am strălutat și m-am mutat, am stat o film unde p***a de ești țigane. Păi și, stai mă. Păi și ce? Deci ai fost șeful la bodyguard. O secundă apare, mă, ești nebun. Până la dreapta lui, minte, mă. Secunda dau. Intră, mă, să vezi, mă. Mă, intră, idiotule, mă, să vezi. Păi, să vezi filmul, prostule. Păi ce intră, să intrăm în vreo casă, bine, frate, ești cretin. Fraiere, că nu știi să spargi case, te uiți să vezi filmul. Tu știi? Nu știu, că n-am spart case. La prima îndelicire ce era? Eu am fost cu praful pentru mama mare. Și la prima care era? A, înseamnă că ai jucat în BD. În BD. Ăla cu Ștefan Bănică. Mă cheamă la film, la poveste de cartier. Deci uite-te film, dacă tu-l vezi, eu... O să mă uit. Așa. Mă duc cu el la premieră. Cine putea să fie în țară, că era în sală, că era film cu manele, înțelegi? Toate în fuste, toate alea, n-aur, alea, așa. Era copilul minunii. Copilul minunii, frumos, ăsta filmul extraordinar. Am plâns de ne. Era moare copilul, că eu lasă un fel de dramă, înțelegi? Toate țigăncile jos plângeau că lasă omul ăla, așa. Se ridică bou. Bă, fraierul, n-am murit, uitați-l în colț acolo, care ai dat să-i exact, sază. Păi, i-a dat de furt, le-a stricat filmul. Era în sală. Și avea cata plângea, plângea. Alea, un om murit copilul. N-am murit, fă, uite-l jos acolo. Da. Stai așa, că vreau să întreb și ceva pe Migdal. 19 ani de facultate. Greu? Greu, am făcut dintr-o bucată 10. Ce greu am făcut o bucată? Adică, băi, asta e performanță. Adică, alea, bă, frate, așa, au fost așa, 2 ani, 3 ani, un an. Dintr-o bucată 10. Asta a fost dintr-o bucată 10. Deci n-a făcut cu adunat, că nu știu, n-a adunat. Am avut 2 fraieri. El neștiin să numere, doi fraier, a zis cât e, 10. De două sifoane. Două sifoane, martori, nu sifoane. Nu se poate. Ce... Prieten, care a jurat, ți-a zis, voi ați cu manevră, voi l-ați băgat la pușcărie. Cine a depus? Voi... Cine a depus jurământ la tine, mă? Mizil și cu Mădălin Voicu. Pe ăla nu mai băgăm. Nu mai băgăm pe ăla. Am mințit și în fața instanței, că s-a prescris? S-a prescris. Din 2002. S-a prescris. Dar Mădălin, ce crezi că îi zicea la procurare? Că i-a văzut că e murdar pe călcâie. Să uită la ea și ăla e o brazdică. Și zice procurarea, dar nu știți că a mai fost odată arestat?
Cum ziceți dumneavoastră că nu face? Și atunci tot voi l-ați băgat. Eu fac legile, tu ești procuror aici de Asiș la de Apeș și Franța. Eu fac legile. 15 mi-a dat. Ți-a mai dat în plus. Adică băia bumă de interesant. Când a văzut apărarea lui, a zis mai dai 5. Nu. Nu mă interesează. Și băia de sală dacă. Auzi, pe mine nu interesează că e stat cel de acu. Migdale. Migdale. Ai putere să îi împaci? Da. Niciodată. Eu da. Păi și împacă cu Mădălin. Eu da să nu. Era să cu Mădălin. Împacă-l cu Mădălin. Eu am putere. Dar vezi tu, e dușmănia mare și nu poți să te bagi. V-ați bătut? Ori ai putere, ori dușmănia stai mare. Stai că ai scut... Ia, ce ai făcut unchiul meu? Ia filmați aici. Aseară, cred că am avut, m-am... Ce n-ai pe puteți? S-au luat vreun perete pe mine, nu știu. Și la botez, nu mi-a botezat nepotul, băiatul, fata mea. Puteam să fac, dar până în jurul ăsta, de ce ai făcut? De-astea, măgară... Singurul bunic, care era, dacă vezi poza cum era la biserică, în șlapi, în patru scuși, mai rog. Nu se mi-a dreptate de te... L-a dat și popa afară. Bă, și după aia uite-te, mă, iată și era singurul bunic care avea costum, ciorap pe alb și papuci. Bă, iată-te de ăsta, bă. Iată-te de ăsta, uite, în pantalon scurs. Auzi, bă, n-ai voie în pantalon scurs. Bă, nebun, mă, să... Dar înainte să începem... Poate și fita că... Fii atent, okay? Înainte să începem filmarea, te-ai luat de pantofii la om care sunt foarte șmecheri. Ia filmează un pantofi. Zi marca. Morainski. Nici te-ai luat de pantofilom. Nici te-ai luat de pantofilom. Nu, mă, dar bune acum, dacă și fisa aia a zis, tata e îmbrăcat frumos, elegant, mai eu pantalon scurt și pantofi. Și slab, e eleganță. Prestanță. Tu trebuia să fii îmbrăcat elegant, că tu erai nașul să intri în biserică, măi, nemernicule. Știi ce a strigat afară? Când a vrut să strige la vorbă, la postă, bă, haideți la vorbitori, băi, ești cretin. E, Caterin, el nu mai știa ce. Te-am băut ceva, mă, ca să zici că eram beat, să zici, bă, ăsta era beat. Da. Și băi, și-a dat seama. Au, Serghei Migdale, dar voi doi v-ați certat vreodată adevărat să nu vă vorbiți? Nu. Să stați nevorbiți, nu știu. Nu, Doamne ferește. Și când erai arestat, vorbeați și atunci? Da, cum, dar venea la mine la vizită. Fără foc, fără de-asta. Opresc și YouTube-ul. Și nu știu cine i-a luat tot așa interviu și a zis, da, cel mai bun prieten al tău care nu m-a dat exemplu pe mine, zis, n-am niciun prieten bulagiu ăsta. Te-a atacat. Nu, mă, din aia vechi, mă, boule. Păi și eu nu sunt vechi, mă, prostule. Și eu sunt de 2-3-5 ani. Nu, mă, aia din copilăria noastră, jocul pe care îl aveam, era un pătrus cu aracurim care eu... Pe mine și puteai să dai un exemplu, să aveai atâția prieteni. Pentru că ieri. Nu, alaltă ieri. Stai, bă, puțin. Unchi meu, stai să fac și eu interviu. Lasă-mă cu interviu. Zici că ești Ana Paucă. Păi lasă-mă să vezi. Stai să vezi ce ți-o dau acum. Nu avem voie, domne, să spunem, ești cretin. Ba da, a venit și salut, bă, a venit și fratele meu, Adi Turcu. Ba da, e cu noi aici. Nu vrea, nu e cu noi, mă, nu, știi lumea. Fii atent. Pentru că a fost ziua ta alaltă ieri. Atunci să mai vezi cârmașe pe tine și... Cadou de ziua mea, două buze fierbinți. Ia. Fac un pariu cu tine ceva. A. Acum că ești cu pahar, mână, bă, că nu mai vezi. Nu mai vezi bulangiul. Nu mai văd și merg după miros. Adevărat, Serghei, ai curat să-l arăți la urmăritor ce ok? De băutură. Ia. Lasă-mă, mă, patru... Arată un pic. Arată un pic, te rog. Patru zile. Patru zile, ia uitați. Ia uite-te la mine. 4 zile, mâncați. Pentru că ai plinit frumoasa vârstă de 69 de ani. Minte, te curc chiar jumătate. 69. Lasă-mă să 69 genul tău. Lasă-mă să nu vorbească, pe ce vorbim așa, ne întrebați. Vreau să-ți cânt și eu la mulți ani. La mulți ani, din cu fratele meu, Buzoianu, și cu maestru Crăciun, la mulți ani, spun la acordeon. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la... Da, uite, bă, pentru Serghei, de la mine și de la Elvin, din America. Da, cum e primul Elvin pentru Serghei? Mamă, ce frumos a fost. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Ai și de la mine, mă, e asta. Pentru Serghei și Migdale. Serghei să trăiască, dragiță, Serghei să trăiască. Da. Dă că te spun. Da. Dă că te spun. Prietenii să iubească. Prietenii să iubească. Nu pot să vorbesc. La mulți ani, unchiule. Legenda să trăiască. Vizil să trăiască. La mulți ani, cum e că se trăiască. Nu așa sănătate. Nu așa le mele. La mulți ani să fiți sănătoși din partea noastră. Bagă ceva ce îl caracterizează pom. Da, ține la major. Luci. Sunt șmecher și fac mulți bani. Noaptea beau prin baruri mari, unde-s multe balerine. Mamă, noroc, uite, să mai câștigă 20 ani de acolo. Hai, prinde unul. Noaptea beau prin baruri mari, unde-s multe balerine, și dansează pentru mine multe balerine. Frumoase și fine, joacă din plăcere, că le
dau lovele. Pentru sărbătoritul nostru, pentru Serghei, la Mitale și Adiță Fiță. Uite că scrie de lutare, uite ce sunt în jocul atâta. Nu, că plânge, plânge. Da, băi. Plânge, plânge, are emoții. Nu ne-a chemat la ziua lui. O iau pe cea mai frumoasă. Știi ce te văd? Să o chem la mine la masă. Să ia răcăsești pe chem. Unchiu, băi. La sutier. Multe balerine joacă că pentru mine. Joacă din și le dau lovele. Stai, stai așa. Să fii sănătoși. Vreau să-mi povestească Serghei Mizil cum e cu peștele ăla din Cernica care îți fură ceasul de la mână, din lac. Hai că ai luat o rază, și tu pui botul la vrăjeaua prostul ăsta, bă. Așa mi-a zis, bă. Băi, eu spun ceva, eu vă jur, bă, cuvântul meu, că nu vreau să zici că sunt țigan sau casă. Eram la filmări, filmam cu asta, cu bănică. Da. Eu te mint să nu mai ajung acasă. Ce îi spun prostul ăsta și zic, băi, în Cernica există un pește mare, așa, să moară familia mea, care i-a mâncat mâna la un copil. După mal, da. I-a mâncat mâna la un copil. Da, sări pește. Asta ce auzisem și eu. Da. Bine, poate că nu credeam sau poate că nu era povești, bravo, așa. La filmuri aici, așa, au chemat doi cascadori ăștia, ca să știi că arată faze, uite, vezi casa aia mare, casă după aia de unde, casă mică. Cum arată ei acolo, la filmuri. Și vine băieții ăștia ca să nu și povestea unul dintre el care a fost chemat acolo și s-a băgat, i-a dat 300 de dolari, s-a băgat în apă și l-a văzut că a dat de gloata aia, că acolo a fost aia de plământ. Și aia nu mai intrat, de frică că a auzit zgomot. Da, și a zis, domnule, era un somn imens de mare, cu, îți dai seama, nu, mi-a fost frică și am ieșit afară. Da. Și atunci ai zis, ăsta îl sun și zic, uite mă, că tu mătii, că ziceai că te minte, uite cu băiatul ăla care a fost, uite așa, așa cu filmările. Și omul le-a înflorit. Deci a fost adevărat chestia nu, asta. Nu, mă, textual mi-a spus că e un pește, că dacă bagi mâna, mai ajunge acasă. Ai ceas. Ai, jură-te, mulțimea, jură-te. Dacă ai ceas, să mulțumesc. Hai, mă, jură-te. Adică peștele aș dea seama dacă jură-te, e ceasul jură-te, fake. Jură-te, mă, că te vede o țară întreagă, ai, jură-te. Cum se văd o țară întreagă? Pe crezi că are audiență? Bă, are audiență, mă, că noi suntem doi. Un milion cel puțin. Un milion să uit, cel puțin. Raul, ce faci acolo? Tot bine, uite, Raul al nostru. Să moară mama, că nu mor de foame. Acum lăsăm Caterinca, că știi cât e Caterinca, e Caterinca, că prostul ăsta m-a spus-o la mulți și pe post și peste tot a zis că am zis eu că dacă bagă mâna care cu ceasul că ia... Ce a zis, mă, ce dracu? Jură-te, mă! Am un mare om de televiziune care dacă îl sun și că a râs că mai mi-a zis potolește-te că era la mormă, dar vreau să vă întreb și eu ceva și asta e serioasă întrebarea. Cât de șmecher era Fane Spăitorul? Șmecher, mă! Scrie, frate, șmecher! Sunt la Iurea să vorbesc eu despre... Nu, păi, adevărul că... Eu n-am prins perioada aia și mi-aș dori să-mi s-aud. A fost și legendă, mă, l-am pușcat, s-a dus împușcat cu patru, câte coatele. Șase. Șase a luat sabia și l-a tăiat pe ăla. Pe ăsta, dacă îl împuși, să cacă pe el de la primul foc în aer. Migdale, era zmar doi, Fane? Da. De frate, mi-a bătut zmar doi ca să fii zmar doi. Nu cum să dau de ăștia că, mamă, eu în 5 secunde cad de la jos și n-am bătut pe niciunul. Și Luci? Nu, nu. Ai înțeles? Nu vreau să dau exemplu. A fost mardui cu calități. Da. Bă, da, mare da, caracter! Da. Ți-am spus-o ca tot timpul. Mi-a dat, da, Fane, mi-a dat o lecție de viață mie. Cum? Ia spune, că nu mai zic. Vorbesc serios. Da, nu serios, nu, chiar vorbim serios. Am mers la niște țigane acasă pentru că el făcea pachete, făcea astea, așa, să le ducă să... Ajuta lumea amărâtă, nu? Da. Așa. Și am mers acolo și uite, s-a început pe mine așa. Și am auzit că un copil la mic avea sida, înțelegi? Paulo. Și m-am ferit să nu pun mâna, să nu vin în brațe. Te gândea, bă, bravo. Și l-a luat Fane în brațe, pe ăla l-a pupat, mi-a fost rușine, m-am luat și copilul în brațe. Zic, uite-mă cât de prost sunt. Da? Nu, dădeai, nu, fără era șmecher, nu ca... Te-a sprijinit mereu, Migdale, Fane? Bă, bine, ai să râzi, dar... El a ținut. Eu era mai de mult. Eu am fost mai fanatic așa, adică mai înșelit-o la bătaie sau da, da, da. Mai scandalagiu, gen. Era eu cu el, mă luase, de exemplu, la box. Da. Nu era el. Scuze-mă puțin, care era mai mare între voi doi? 4 ani. El. El, da. El dacă spui că ai făcut box, făcea... plec de la masă. Să stai, continuă, te-a luat la box? Lasă-mă, unchiul meu, mă. Și mă punea în sală să fac condiție fizică. Și fugeam pe chiul Dumovița, știi cum era chiul Dumovița, așa? Eu mă opream, mă luam parizel cu mine și mă opream aici și așa până... Mai dădea de pumnul ca un sim și era omul... Eu transpiram de felul meu să transpir. Da. Mai mâncam parizel, mai... După mine venea... O ștângea, așa, boxeam, așa, aleargă, aleargă.
Și lucra la brânză, la fabrica de brânză el. Două ore antrenament, două ori la brânză. Și atunci, între așa, era burcane, dacă vă aduceți aminte, care mâncai gugușari. Da, ardei, da, da. Gugușari astea, pline cu brânză. Eu luam brânză, cum pleca, vindeam brânză la vecini. 16 lei și 21 de lei era. Deci era excluv de mic. Păi fiață, când venea acasă, băi, ce ai făcut, mă, cu 3-4 lei? Păi am dat la așa să mănânci. O dată, de două ori, trebuie că ți-a dat în seama că eu sunt bandit, s-a băgat în șifonier și m-a urmărit. Eu când am zis că nu, băi, m-am dus bine la și plâză, da. Bine și pane. M-am dus la vecin, m-a așteptat cu cântarul de la, știi care... Da, 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 când te-ai... Eu de unde să știu că el era în spate? Eu să dau brânză, haide, bine. Ce, mă, nu, ce? Păi ce nu mai cumperi brânză? Păi ce nu cumpăr, ce am cumpărat eu brânză? Vreodată de păi, la tine. Păi cumpere că el ai cumpărat, acum nu mai cumperi. Era fane în spate, spate, da? Mamă, și când era cât un șut în curbă, de ce nu zici, mă, tu vinzi brânza? Nu era o... Stai, să fie... stai, că mi-a luat aminte acum, că mi-a aduc așa părând. Botez mare la... Fisa, era mică, înțelegi? În fata lui Migdal. În fata lui Migdal. La pescăruși erau, toată cred că, era. Dacă erau acolo, dacă adunai, erau vreo 20.000 de ani de părnaie. Mamă, dacă adunai pe toți. Dacă adunai pe toți. Iar pe vremea erau aia cu arme în spate, nu mai dăm numai acum așa. Toată crema, mă, spune și tu frumos. Și a băgat la copil, a da, băgat lumea, vreo 15.000 de dolari, înțelegi? Băga lumea la copil. Da, bă, face... Fotbaliștii, taci, bă, taci! Da. Face copilul o tură și vine fără bani. Ăsta, bă, unde-s banii? Unde-s banii la copil? Domnule, du-l la spital, o fi mâncat dolarii. Seamă, până, deci din invitație au furat banii din sânul la copil? Nu, turc, poți să-i dau numele ăsta cu fabrica de... Nu, nu avem voie. Cu fabrica. Ne dăm judecata, ai văzut că ne-a sunat și alții ne dea judecata. Gata, cu o fabrică. Și am venit cu niște curve. Da. Curve care eu nu le cunoșteam din oraș, curve nu știu de până erau alea. Cu niște, cu niște cinstite. Dar zi, mersi că nu ți-a furat copilul, ți-a furat banii. A luat fata? Îți lua copilul, nu mai avea ce să botezăm. Bă, dacă îmi fura copilul, trebuia să plecăm acasă. Bă, dar tu îți dai seama, invitați, au băgat mâna și-o. Nu, dar crezut că e în căruț, zic, e în căruț. Când s-a dus, nu, nu e fata în căruț. Când mă duc, era la asta, în brațe. La băiatul ăsta care zice să nu dau lume. Turcul ăsta. Da, buinică ce zice? Băi, vezi că a luat banii de la fata, când mai e fata. Nu mai are banii, că se vedea banii pe aici. Așa. Banii, mă, se vedeau. Pe de-aia și lua, că se vedeau. Uite, cât crezi că am găsit? 100 de dolari? Păi așa, mai pe un fund. Păi ea nu i-a, n-a ajuns la ei? Am întrebat pe sacinie și a dat seama, mi-a scos 10.000 de dolari și mi-a dat dar. Frumos. Când erai la facultate, făcea pachete al nostru? Unchiu? Dar n-aveam nevoie de fratele nu, meu. Nu, dar era mână... Dacă îi ziceam orice, darnică, era, da? Îmi punea în cont, îmi bunea bani, nu. Bravo, aveam, bravo, eu aveam nevoie de prezența lui. Nu ți-am spus ce mi-a făcut, mă? Că din toți prietenii mei. Bă, vin o repede la Părnaie și când ajung la Părnaie, vin cu știu că Star Trek, și îmi dă vreo 10 stiluri, Mont Blanc. Băi, ești cretin, ce-ți fac pe vezi că mea, forță, stiluri, le dai cadou. Păi cui ți-le dau, că păi... în jurul meu nu scrie niciunul. Păi cum, îți spun eu, brigada, aveai Gino Ierculescu, aveai... Păi, da, n-aveai voie nume, dar dacă îi dădeam lui Lucifer un stilul, ce făceam? Păi era mic atunci pe vremea aia. Îl dai cu prostul, vrea. Acum la mine aici, că poate el nu gândește și e tâmpit. Eu am zis de... E tâmpit un chemiu? Altcineva înțelege și băga și pe stânga. Pe cum să-mi dai stilul, mă? Nu mai știa pe unde să mai bage. Eu am zis că îmi dă și mie un lanț de aur ceva ce-a trebuit. De la pușcărie să-ți dau lanț de aur. Eu îmi dea stilul. Că eu cum am putut timp liber scriu. Da. Dar eu de la pușcărie vrei să-ți dau? Migdale, Serghei, la... Lasă că uite, îți dau acum, lasă-mă puțin. Ai văzut, ți-am arătat. Îți dau de la cumătul meu de la Ervin. Să vezi ce cadouri frumoase primești de la fratele tău. Îl tâlcărești pe la poți ești Da, e fii atent, da, la gagicare l-ați fost vreodată amândoi? Nu? Nu? Păi mă duc cu ăsta să iei cu așa ceva. Cum e? Da. Cum e un chemiu? Haide, că cum rupe. Rupe tot ăsta, să-l boară în mama. Nu ai timp să te duci de capul ăsta, că ăsta rupe tot. Unchiule, așa ești cu sabia lui Zoro? Dacă cauți mașină, ce are, nu? Da? Sau de la, mai ești acum... Gem, gem de la, Majun, Majun de la. Miere de aia, nu știu. Da, Majunul ăla, da. Păi cum să te duci cu idiotul ăsta acolo așa, că te faci dâns? Bă, stai că nu știu ca să-l fac de cat. Era la Părnaie și eu mergeam cu ora spre Znagov, vara decapotați cu mașina așa și eu am telefonul prin mașină, înțelegi? Da, să audă în mașină. Bă, boule, ce faci, nu știu, bine mă, tu ce faci acolo? Și era cu mai mulți în cameră, nu cunoșteam niciunul. Stai bă, să ți-l dau și pe Gheorghe, da, Gheorghe, cât ai? Șase ani, dai, bă, șase ani, da, bă, las că trece, cât ai? Mi-a dat vreo 10, așa, și la sfârșit. Vino mă, bun, aici că te iubește tu, vino mă la pușcă. Vino mă la pușcări că aici te iubesc tu. Ce mâncată, pe fiată de ce mă ofti. El venea la vizită săracul, da? Stătea cu ea de vrăjeală, nea Serghei, dă-ne și nouă, nea Serghei, dă-ne și...
Nu te vin la mine sau ai venit să stai cu ăștia de mâncare? Păi dacă vorbea toată lumea cu mine, mă, da. Bombardierii toți a venit cu Benul. Și a dormit Benul în vizită. Nea Beni, auzi. Nea Beni a dormit la vizită? Da, măi, singur om care a mers la pușcărie la asta în vizită și a dormit la vizită. Trezește-te, Beni, a dormit, pleacă de aici, adu-te acasă. Spune-și tu o întrebare, spune-și ceva, Beinure. Bă, el dormea, el nu știa unde e. Morbă de voi, bă, plăcă. Am vrut să plec să-l las acolo. Poate-l băga și pe Beinure. Nu, nu. E fină, mi-mă, dar vezi tu, era obosit, a venit de la Jocul. La Jocul, are lui, da. Pe ăsta îmi făcea semn de, ia uite, uite, uite. Dar chiar, unchiul meu, tu la Jocuri, tu ai avut problemă? Nu, bravo. Dar tu ai pierdut bani mulți la cazinul ăsta? Nu am avut eu bani, frate, mine, nu sunt eu. Bine, dar ai jucat, ești jucător? Am fost unul mai modest, mai retras, mai familist. Nu vă pe la spate, nu faceți semn, înceapă în spate cu mâna. Zici că e la poliție, așa de declarație. Da, da. Bă, cum știi tu pe mine că sunt jucător? Bă, am mers în taxiu, erau 3 kg, nu au fost ale mele, migdală, nu au fost ale tale, nu-s un avocat, nu-s un mic. Că te dau afară, nu te țin acolo. Păi da. Dacă te-ai avocat, înseamnă că era marfata. Și după aia... Mamă, dacă îi dai și vișinata după 4 zile... Și după aia... Ți-i mă, ți-i ani. Cum e vișinata aia? Bă, dar nu-i logic dacă nu ai ratat să te apeli. Dacă te-ai mers, ai vinovat. Are multe de povestit, da? Mai băgați una de asta, că-mi place de mult. Nu e foame acum, așa așteaptă. Da, mă, hai mă să mâncăm, mă. Ia uite ce ne-a făcut Raul. Wild cooking, de exclusiv, Raul al nostru. Da. Cel mai tare bucătar, iscusit. Cel mai iscusit bucătar. Ia uite unchiule ce e acolo. Ia uite unchiule, uite-te puțin, te rog eu. Și acum merge și maestru Buzoianu Cătălin și maestru Crăciun. Ia mă că e bună să de tot, doamne, atunci. Crăciun la acordeon, haide mă băieții mei. Am una pentru sărbătoritul de la migdale special care se potrivește pentru amândoi de fapt. Și de la Elvin, din America, cum am meu, care îl simpatizează enorm de mult. Ce-ți mai place? Ăsta e singurul care stă lângă tine. Ce-ți mai place cu asta? Eu m-am născut învingător. Ei, este. Eu m-am născut nemuritor. Când am căzut, m-am ridicat. Și-am luat viața de la gard. Eu m-am născut învingător. Meidane, mersi că ai venit. Mersi că ai venit. Când am căzut, m-am ridicat. Au și pără fraierul ăsta. Da? Și-am luat viața de la cap. Ce spune? Frică de viață am trecut și tot nu m-am dat bătut. Că e bun sufletul meu. Mă iubește Dumnezeu. O să-l ține Dumnezeu tare. Eu m-am născut învingător. Adică la credință și la inima care are. Eu m-am născut nemuritor. Și surpriza cea mai mare, că a venit și migdale. Că a venit și migdale. Eu m-am născut învingător. Bravo, mire! Eu m-am născut nemuritor. Când am căzut, m-am ridicat. Și-am luat viața de la cap. De când sunteți voi prieteni? Cine dragă, cum ai știți? 30 ceva de ani. După timpul Ceaușescu. E greu în ziua de astăzi un prieten de 30 de ani? Fază, chiar dacă vechime, de 30 de ani vechime. Hai să spun o fază ce-a făcut fane. Dar de ce mă, că și așa a murit. S-am prietenit cu un prieten de-al nostru, care nu dăm nume, doar că e cu mătrân. E cu mătrân, poți să zic e cu mătrân. Dar nu dau nume, măi, cu mătrân, idiotule! Poate are omul 10 cu metri, nu să prindă nimeni. Lucifer, te torn. Și trebuia, dar ăla care a murit un răposat, poți să dau nume, nu? Cu Nicu, da. Și pe Nicu Ceaușescu, nu mai mă mizi aici și n-ajung acasă, că s-au de o țară întreagă. De nu l-a adus pe fane acasă, de Ireg Nicu Ușor. Avea o dace neagră cu știi ce vorbesc. Deci, fractul și mechel de pe vremea aia. Da, nu, am vrut să te cunosc, am auzit de tine și zice, fane, eu acum trebuie să plec cu cineva. Și atunci, fane, plec până în Franța cu cineva și, fane, am băgat la ureche și era bine și s-a dus și a spart casa. Mamă! Dar nu el! Deci stai, Nicușor a zis așa, bă, o să plec și eu în Franța cu tine, o să plec și eu în Franța cu X. Da. Și fane a băgat la cap. Da, dar fane, nu vin și prin gal, că fane, da, pontul lua altcineva. A fost un înțelegere. O înțelegere, o mică greșeală. Să duce la înțelegerea și ia parfumul ția. După ce sunt prietene și ia ce... Țigare, p***a, mătii, că m-am ținea foarte mult la persoana care vorbesc. Da. Să aleagă praful de mine, întreabă să mânca, bujuranul, fă-mi să mănânc, fă-mi aia, tot ce vrei. Ce-ai făcut? Păi ce vrei, mă, p***a, mătii, tu aveai o grămadă parfumuri de acolo și noi ne dăm cu gaz. Ne dăm cu gaz,
Era o fras după aia. Da. Păi, bine, da, da, i-a spart casa, n-auzi? I-a spart casa. Serghei, dar vreau să-mi spui sincer. Un consumator, un jucător ca tine, un idol la bărbați, cum ești tu așa în postura ta? Ți-e frică de moarte? Ăsta, mă, ăsta se bate cu moartea, mă. Cum moară, mamă, o iau în gură și eu dau moartea. Și în gură și pleci cu ea și te bam, mă, te spargi. Îți spargi, bă, să moară mama dacă nu-i spargi. Bă, vrei să te... A, bă, nu, nu, pură trebuie să murim o dată, nu? Bă, dar ce-am făcut dacă mi-era frică, nu făceam. Dai să spun ceva asta, mă, fericit. Păi da, dar ai 4 zile, n-ai dormit. De 4 zile, bei. A dormit de l***. Ce a dormit, două ore până? Bă, vrei... Să mă, acum lăsăm Caterinca să dea, e pervers. Bă, vrei să spun ce mai tare? Fii sincer, ia, e pervers. De ce e pervers? Cum a fost ziua lui să nu mă cheme cu mine? Bravo. Eu l-am chemat la ziua mea, n-a lipsit, la fiecare, uite, treabă. Că mi-am făcut ziua, la orice sărbătoare, a fost prezent. Înseamnă că nu ne halește. Bravo, da, bravo. Din gură. E pervers aici. Acum. Fii atent aici. Toți mă făceau țigan, 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 și eu în... Și tu blond cu ochi albaști. Să moare mama de mine, țigan de la mizic. Și în băutura mea zic, ce ești? Și zic, ocalar. Și eram cu fraierul ăsta și îl întreb, bă, cu ocalar ăștia ce fac? Mănâncă grăimați. Și unul român, înțelegi? Ce, bă, voi mâncați găi moarte, dar mi-i dat-o. Fătă-vă în gură de majoritar, voi le mâncați vii. Eram rupt. Și zic, adică stai în picioare la 400 de persoane. Așa? Să stai în picioare. Ce? Du-te, deci mi-am dat pantofi jos, cum să umflase picioarele. Ți-a luat, ți-a aruncat pantofi. Și am luat papuci, nu dea de mine, mă, dădeam prin mine, uite, mă, ăsta, mă, cu papuci. Cum să fii papuci, mă, în costum și în papuci? Da, stai, mă, mă. În jlapi, gen? Nu, da. De papuci, un pereche de papuci, la un ospătar, nu știu ce mi-a dat. Că mă, mi s-au umflase picioarele. Frumos, țiganul, nene. A, bă, ochi la giu și asta până la ora. Cravată și papuci. Iată, migdale, migdale, Serghei Mizil are talent la îmbrăcat? Da. Se îmbracă bine? Foarte frumos. Bravo, uite ce frumos. Și el a făcut mișto de tine și de pantofi mai devreme. Pe cine mai pantofi ăștia? Bă, nenorocitule, Morenski, du-te, Doamne, ia Morenski ăsta a jucat la... Cine mai zi, bă? Pe cine la... are ăștia scuții să moară, mă? Dinamo, Morenski ăsta. Băi, fiți atenți aici. Bă, nu mai fiți acum... atenți, bă, niciunul, bă! Lăsați gata, uite, băi, verde, verde, bă! Mănâncă capra să moară, mama, te mănâncă capra, te mănâncă... Cine mănâncă iarbă? Păi vezi că mai devreme ai zis că are talent. Nu porc, nu porc. Uliu! Uliu! Uite, băi, eu n-am venit întâlnit să nu te fac de râs pe tine, bulangiule. Migdale. Dar ce întrebări are ăsta să moară, mamă? Dar nu-ți plac? Că suntem la proces. Stai, mă, bă, lasă-mă, bă, la masă și ne trebuie. Zici că e procurorul. Ce vreau, zici că e vierul ăsta să nu moară. Păi nu mai povestiri, lasă-mă și așa. Zici ce vreau. Fia, ascultă-o pe asta, asta chiar e de procuror. Migdale. Zile. Ți-a fost vreodată pusă viața în pericol? Bun asta. Da. Da? Am fost împușcat. Oh, vezi? Asta vrea lumea. Pe timpul lui Ceaușescu. Pe timpul lui Ceaușescu? Da. Eram la o petrecere, lasă-mă să-i povestesc la o bute dreacu de bulan. O trase rău de tot. Auzi? Dar ca să vezi așa le prinde. Circa care m-a împușcat pe mine, l-a împușcat și pe Fane. Înainte pe Fane și pe mine. Și afară la 11 ne cânta unul batal, un lăutan. Eu, profesie, sunt mai miros să dau la cercetori care văd că cercetori. Asta nu e o profesie, să fii miros, asta e o calitate. O calitate. Am băgat la profesie, am dat profesie, ești hoț, ești... 100 de lei, mâncai, beai și plecai și cu taxiul. Deci cu 100 de lei, da. I-am dat 100 de lei la un cercetor. A trecut unul pe stradă și un fraier, cum face de fel. Ce faci, nene, să ia ceasul la mână. Opa. Eu nu știu chestia asta. Ăla s-a însemnat, băi, de tână și mă pomenesc când vine unul să-mi dea cu ceva în cap și când pun mâna mi-a dat seama. Era soldat ăsta, mi-a dat și mi-a dat în mână aici. Mamă, dacă nu puneai mâna? Rupea fața. Am căutat să fug. Și l-a prins. Și a tras, da, mă, prostul. Și a tras după mine și m-a împușcat în picior. Și se gândea, poate fug prea repede. Jigosul, mi-a dat 4 ani și 4 ani. Pe timp, dar tot timpul ți-a dat deci în împușcat? Da, 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 dacă și... să justifice groazele și gândea pe timpul cealaltă. Dar ai o poveste că nu ai fost condamnat? Care se mână, că nu ai prins? Acum, nu vezi că am 5 ani de găsit liber, că nu sunt prins. Da, da, vă încerci. Deci, ideea e... Toate povestele lui se temeau cu condamnare. Am avut aceeași ghinion din aceeași cică, dar l-a pușcat în fane, m-a pușcat și pe mine. Nici fost frumos nu termina așa poveștile. El bătea pe zmeu, bătea pe ăla, am eu orice poveste. Și cum s-a terminat? 4 ani, 3 ani, 5 ani, 6 ani? Eu nu e prostul, vrei să te dau în primire pe tine? Ia, dă-l în primire. Cu ce? Cu praful pentru mama mare? Maaa! Păi vezi? Păi nu te dreacu și vezi de treaba ta. Păi cine? Nu dăm. Păi înaintea mea cu praful pentru mama mare. Dacă mă spune, te spun. Nu dă-mi nume, nu dă-mi nume. Băi, termină, fără. Hai că acum și ce facem în auto? Ce facem aici? Sifoneală? Da, bă, uite-mă așa, sifoneală în direct. E sifoneală în direct, nu? Asta o tai la montaj. Nu te dau și cu tine. Nu, mă, mă doare pe mine, să prescris. Păi e normal că nu o tai, îți dai seama. Ce drept?
Așa, deci... Poporul german să le iau banii să îmbracă oamenii români când aveau canale. Și cu amâlzi, da. Eu de banii luam haine, luam astea. Haiduc, mă, e haiduc. Da, haiduc. Haiduc, da. Eu am fost singurul haiduc care furam de acasă și le deam la alții. Hai să mănânci, hai să mânc, hai pune... Raul, filmați-vă, băieți, de ziua lui unchiu. Stai că am și o surpriză mai mare pentru tine. Unchiu Serghei. Ia uite ce frumuseți aici. Comedie când eram la munte, nu dau nume. Fără nume, n-am dat niciun nume. Prietenul nostru, da? Sărat, era nume. Chinuit. Prima câinele la 5 dimineața. Nevasta îl trimitea. Da, să-l mor dacă trimite. Și îl gonea că sfărăia prea mult. Bă, mama, nevasta. Nu, da. Omul șmeche mare. Și îi spun lui Migdal că avea un câine lupa aia. Și zic, bă, vezi că câinele ăsta e nepotul lui Rex ăla, care era în serial. Da, m-am mințit. Și tu ai luat-o de bună. Aha, la bunice de mult. Prost îmi spune, Roa, vorbește în germană cu câinele aia. Ăsta nu-i germană, e germană veche, bă, prost. Ei, auzi, acum, pe bună, mie mi-era mină, eu jur. Că vedeam că țin mult la persoana asta. Zic cum ai vrut. Nu fii atent, am eu o întrebare. Bună, rău de tot, Serghei. Ce sfătuiți voi pe băieții ăștia mai tineri, gen cum e Lucica al nostru din Tunari? Vezi că te ia albina. Ce sfătuiți voi băieții ăștia mai tineri? Cum trebuie să fii în fața nevestei? Uite și pe mine chiar. Cum să fii? Bă, cum trebuie să fii pervers. În fața nevestei? Pervers în fața nevestei? Exact. Ia. Să nu te știe. Bravo. Așa. Să nu te știe cu nimic, să nu știe banii. Și să-ți faci tu meseria. Și să n-aibă banii pe mână. Asta și să faci tu meseria. Am o groază de prieteni care au pus, din diferite motive, pe nevastă banii și alea. Și și-a luat-o la hâț. Și nu mă coace și mâncă cu prima asta. A fugit nevasta. Dar să ne mai cânte și nu. Hai mă să ne mai cânte ceva buzele aici. Bă, da, avem pâine alimentară acolo. Eu m-am gândit că dacă ți iau cartofi nu mai merge pâinea. Bă, dar chiar cum pâine n-am mâncat. Bă, pâine n-am. Migdale, băiatul s-a încasă pâine. Ia uite ce ți-a făcut acolo. Ia vezi, Migdale. Că ia și gura lui Raul. Raul numărul 1 pe bucătărie, frate. Ăsta merg la orice concurs cu Raul. Cu Raul de la Wild Cooking merg la orice concurs. Ține minte, ți-am zis. De gătit. Buzoianu, fratele meu. Băi, îl chemeru că ăsta e viața mea. Și maestru Crăciun la acordeon. Vă rog eu din suflet, bagă ceva așa de masă. Bagă aici. Mamă! Mi-aș da băbuș să mănânc pentru ce aver să strâng, mă. Dacă mor mâine, mâine, ce avere, iau cu mine un costum și-o pălărie. Costum și-o pălărie. Mi-a spus la copiii mei, măi, la fel să facă și ei, să nu strâng avere multă, numai când se le ajungă. Să nu-și tragă de la gură nici măcar o bucătură ce-l arce de inima ca și mâine să-i dea. Hai de mai străță! Hai să fie la mulța pe domnul Serghei, pe familia lui. Uite, noi ți-am făcut ziua, noi, fraiere. Bravo! Uite, prietenul tău ți-a făcut ziua. Dar nu, vreau să pâine. Mulța trăiască, mulți-a trăiască. A venit tortul! Mămăligă să moară mama! A venit tortul! Băi, mămăligă, băi! Unchiu să trăiască! La mulți-a! Băi, să trăiască! România să iubească! Suflă! Hai, nu plânge, nu era mișto cu asta. Nu plânge, te-au luat mișto, e impus. Băi, să fii sănătos, să ai parte de tot ce dorești, să-ți dea să duci la mea la mea și cu tacul. Mulțea trăiască, Serghei să trăiască. Băi, nene, eu mă rog primul din tortul. Mulțea... Băi, nene, hai să mâncăm din tortul cu mătul meu. Vezi că e cu ghinion, îmi tai capul. Bravo. Da, în gură. În gură. Necavelul, pe iar ne tai ăștia la... Atunci să mai vezi că mașină. Iar ne tai YouTube-ul. Da. A văzut țiganul turtoi să ne peste mea. Dragilor, s-a mâncat bine, nu? Da. S-a mâncat bine. Zi. Da, ia mai. Că tu ești... Pe frazele tale, foarte frumoase. Îmi dai văzut că n-am... Băi, eu când vreau să fiu moderator, sunt. Să-i dea Dumnezeu sănătate, da? Moderator, dacă și eu n-am talent, n-am, nu mai are nimic. Dar să vină Căpșinica. Bucătarul, băi, bucătarul, da, mă, Raul.
Raul, Luca. Raul, mâncai aici gura lui, hai să închinăm pentru el. Jur. Jur, el ți-a făcut și tortul. Eu care nu sunt obișnuit cu... La, Wild Cooking, încă o dată spun, de exclusiv urmăriți-l, bă, dar, recomand. Ceea ce faci tu, cam nimenea. Și vreau ca să facem noi așa, noi. Ai noștri, hai noștri, fără să filmăm. Că aici că nu vrei să-i, că nu-i bani. Să ne simțim bine, să stăm, să bem ceva frumos și să ne faci ceva. Zici că e o haniță. Te aduc tot ce vrei tu, vită, că știi să-mi prepari meserie. Să mă lăsa către mine. Nu, că Sergei mănâncă cu orice dai și ciocolată dacă îi dai mănâncă asta. Întrebare așa mai serioasă. Cum este viața la 69 de ani, dragul meu unchi? Bă, a spus unul că și bătrânețea are frumusețea ei. M-a și pe vorba a lui și pe bătrânețea mea. Sincer. Bă, prostule, te-a întrebat și mecherește. Poate n-a vrut să te întrebe. Cum te simți la 69 de ani? Bravo. Nu râde că te torn. Nu râd să mor eu. Cum? Că nu te simți cum te să simți? Mai... Asta ce... Să mai sau nemai? A vrut să zică dacă mai ridică sau nu mai ridică. Sau pa, cu limba faci... Bine, unul fiat, întrebăm altfel. Unchiul meu, Sergei Mizil, fără Majun și Viagra, mai merge treaba? Nu merge să vrei să praful de vrei mine să vă probezi pe amândoi? Nu, ia-l pe... Aici în... Probează-mă pe mine, am ca să vedeți dacă nu merge... Probează-mă mă pe mine, că să aleagă praful de mine... Să-ți dau lumânările, mână, să-ți dau ascultă ce spune, ascultă, omul să dă... Bă, emisiune serioasă, bă! Bă, emisiune serioasă... Da, omul să dă model și vezi că n-are nicio emoție, gen. Să pune la treabă. Nu mai poți? Vrei să vii în garaj cu lumânările în mână să vezi dacă... Eu am om, dar nu pot să dau numele pe să fie. Eu am om, dar nu pot să... Dacă ți le stic după ceafă când sunt... Am om aici în tribună, nu vreau să-i dau numele. Că e fratele meu să supără, are ochelari la ochelari. Eu cred că la anii cei ți-ar mai putea să faci ceva. Bă, dar nu mai de asta faci. Aiurea. Bă, cine ai făcut escroc? Nu îți dăm numele de căluci. Câți prieteni escroci ai? Toți. Care toți nu știu. În afară de migdale. Dacă ai cu 19 ani de părnaie, nu-i fi scriitor, pe zărea cu aici. Eu sunt escroc, hai jură-te. Păi nu-i fi ăla cum îl cheamă Cristoiu, care stă mai bibliotecă, stă mai părnăi. Câte întrebări serioase mai am? Mai am și o întrebare serioasă. Așa trebuie să mergă, nu mai întrebări serioase. O singură întrebare. Mai mă mărică în și mai ai întrebări serioase. Te rămâne cu ce cum te duce mintea. Da, acum... Dar aduce mai mă, mă mărigare, că mă mărică Meriză, tu mă tine pe el. Ți s-a cântat la mulți ani anul ăsta? Până acum, de ziua ta? Nu, nu. Păi și nu o să mulțumești? Da, nu te bază, cum mămăligă, ți-a cea pagubă. Nu e adevărat. Bă, cum sunt? Mămăligă e spor în casă, prostule. Ia zi, prostule, cum e iepurele? Șoșoi. Nu, dar cum crezi? E păgubos, e? Bă, pentru țigari, mă, pentru mursa, e păgubos. Bă, de ce iepure? Nu mănâncă, e păgubos. Asta e o vrăjeamă. S-a dat vreodată vorba la tine să facă dragoste cu mine? Da, cum? Dar câți nu s-a dat? În Germania. Ai fost pe Germania, unchiule? Cum ăsta? La München. Și acolo aveai succes la bărbați? La München, la München, la Hamburg. La Hamburg, da, la Hamburg l-a prins cu praful pentru... Taci, dracu! Mamă, le arestează, nu că le-a. La mine era mașină, nu știe nimic, s-a înjurat că nu știe. Taci, dracu! A venit unul și le-a aruncat să-i facă manevră. Nu, că emisiunea asta e ceva de Sabah în acțiune, prea-mi da multe, nu-mi place. Nu, că avem multe de povestit, dar... Este un pamflet. De ce, mă? E pamflet. Cât de frumos e să ai un prieten de peste 30 de ani, asta era întrebarea. Da, cât de că cum o să fiu peste 30 de ani, o să fiu la Cernica, o să fiu. Dacă mă primesc, poate mă primesc și acolo. E acolo ai groapă? Nu mai zice așa că mă emoți. Acolo ai groapă? Ca să te bagi? Toată familia acolo, dar cu șucărul care le fac, au zis că nu. A, te bagi lângă maică ta și... Tu vrei să te bagi la Cernica, dar te-ai bătut cu toți gropare de acolo. Nu o să mă lase afară. Bine, eu propun altceva. Să te ardă, mă, să te facă așa ceva. Bravo, nu te-ai gândit la asta, dar chiar. Și nu vrei să mă pui la tine, dormitor? Nu, nene, stai... Unde stau? Afară pe stradă. Dar chiar, bravo, creștinește sau să te ardă, cum o vrei? Nu mă duc în pământ, că sunt pământ. ortodox. Migdale, tu te ții după cu mătru la băutură, după unchiul meu? Nu, 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 nicio șansă. Bea. Bea mult, frate, bine, dar nu mai beau. Nu bea, mă, de cum să bea cât ne ești nebun? Buzuia nu spune așa, când o piesă de păcare cum ar veni, eu știu că voi da. Iubiți foarte mult și vine așa. Am cel mai bun prieten. Bravo. Bravo. Îmi pare te cu mine și rele și bune. Parcă ar fi cu mine. Vine același sânge. Pentru mine nu e la tata și eu de la mătă. Am cel mai bun prieten din întreaga lume. Noi noi suntem farfarale. Știi o țară întreagă, eu pot să suntem farfarale, e adevărat. Ai înțeles? Audiență maximă. Cele mai frumoase vorbe. E adevărat, prieten drag. Ne cunoaștem de mulți ani de zile. Și nu văd nici că zile. Ne-au curat, s-au mai plâns, s-au mai râs alături de mine.
dar și la bine, dar și la rău în viață. Doar tu mi-ai fost speranță, doar tu mi-ai fost speranță. Pentru unchi meu am cel mai bun prieten din întreaga lume. În parte și bine și rele și bune, parcă ar fi cu mine din același sânge. Pentru mine ar cu mentele. Haide mai stai. Vă mic dar o dată specială. Ce torță, mare mama. Sergei, că-i ziua lui la mulți ani. Și pentru Elvin, Elvin îl văd cu rău. Ce mai mare respect. Facă familia asta frumoasă. Să zi îngăță. Cifrele bă. Ce? 96. Cifrele să le găsăm. Ia atențiune, de la fiță, de la aviță, pentru vorbele astea care urmează acum, pentru viața noastră Sergei Mizil și pentru Migdale, emblema României. Ia uzi. Ca doi frați am fost mereu unul pentru altul. Hai, luați-vă în brațe. Frăjoare! Mi-ai spus vreodată. Adostică, eu afară la părnare. Hai, luați-vă în brațe. Dar niciodată nu m-am dat în parte. Nu, să mor eu. Tu n-ai fost ca un frate. De la Sergei pentru Adiță și pentru mine. De la Sergei pentru Adiță și pentru domnul Micare. Că s-ar are niciun buzunar, tu mă ții de pe el. Ia-uzi. De nimic nu acabar, n-am are niciun buzunar, n-am are niciun buzunar. Se termină emisiunea și fac trufie așa. Cu mărtul meu, mă mâncai așa. Și-a e ziua lui, uite ce tort am primit. Fără griji cu mulți bani, am făcut 18 ani. Aoleu! Să-ți dea Dumnezeu așa! Să-ți dea Dumnezeu așa! Uite așa! 96! 96, măi! 96! Hai cu Sergei, valoarea României, de la Migdale! Da. Elvire, Elvire, cum o să vin? Uite așa, spune-te și toți ani ăștia. Bine, mai înștițul. Aplauze pentru viața noastră. Numai înștițul. Cătălin Buzeanu și maestru Crăciun, mulțumesc din suflet. Numai eleganță. Fii atent, întrebare de sfârșit. De câte ori ai încerat-o pe doamna Cora? Mamă, stomacul! Ce întrebări de prăduitor să faci. Da, tu patat de câte ori? Schimbăm pe el. O dăm pe ăsta. Cât de cât? Da, dar eu le cunosc. De... Dar fără să mă toară, deci... Bravo! Cum o te-a turnat, mă? Să mă arăt, mă, de cine, mă, Vali, pe mine? Păi nu m-a turnat, doamna? Nu m-a trimis și fanii să mă de tine. Lasă-mă, când erai fane, gangster, băi numai șampanie. Oh. Fane, mă, dar nu nevastă mea, mă. El al dracu vrea să dea și mie când se bea șampanie și spunea, mă bășesc în continuu. Băi, dar nu m-a turnat nevastă mea, mă. Are bune, prostule. Ce se face, frate? Hai să vă povestesc cu fața. Nu mai despre gata, s-a închis emisiunea. Băi, la, 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 s-a închis emisiunea. Stai așa, fii atent, pe adresa, fie să moră pe adresa redacției noastre. Am primit niște întrebări acum, stai așa. Hai mă, ține-mi drecu acum că... Fii atent. Câte accidente ai avut mor de beat? Aoleu, dar câte n-a avut, că îl ducea poliția acasă. Ma. Să îmbrăca și polițist. Da, mă, hai că nu, că nu-mi place, deja facem sifoneală. Îmbrăcat și în polițistul ăla. Te-ai îmbrăcat în... Ai făcut Maradona? Nu Maradona, dar s-a îmbrăcat în polițist. Unde? Și bă, care victorie? Ăla e un film, prostule. Da? Reguli de circulație. Dar tu înțelegi că acolo și cam un rol într-un film. Ha, mă închide repede și eu asta nu mai... Băi, mai pune acum, mai pune întrebări. Da? Una frumoasă așa de viață, da? Chiar. Hai, bă, hai, bă. Ultima, hai, bă, ultima întrebare. Hai, bă, de oră întrebări. Ultima întrebare. La, bă, termină, bă. Hai, că știi că stai pe încheierea a fost groaznic. Paharul tins așa. Te dau, hai, bă, hai, bă. Că... Te dau afară de la... Mai cumperi haine de la portbagaj de la Nana? Hai, mă, vezi cum te-ai spăduitura, Iurea, mă, ce de la... Ce faci, bă, cumperi haine de contrabandă, mă, bulanciu? Cumperi haine de la portbagaj, unchiule, tu la banii tăi? Cumperi haine de copii. Da, da. Ok. Hai, mă, și cu asta mă... Fă tu încheierea și după aia cântă omul. Încheierea amândoi. Într-o zi, o știi pe aia, și-a venit mama aseară cu patinele în picioare. Nu știe nimeni pe asta. Să uit asta. Nu, asta e pe improvizat. Ce m-am ales în viață. Asta, asta e. Ce m-am ales în viață. Ce-am băut și ce-am mâncat. Și cu ce l-am strâns în brațe. Bagă-i, bagă-i la fraier. Ia, regele. Ce m-am ales în viață. Vă mulțumim, dragi, o zici tu, fă tu încheierea.
mie plac de mine. Pe toate, Luci. Pe final. Ăsta e finalul cu Luci? Lucică te toarnă. Aș vrea să-l am în sănătate. Da, asta e bun. Pe câți am ținut în spate și la câți am făcut bine. Să-mi dai, Doamne, bani și zile. Eu pe câți am ajutat. Ca să se vorbe de ele. Brusule, asta se vorbe de ele. Asta e onoarea mea, mă. O știe toată lumea și apoi m-am convins cine mi-e frate. Buzunarul de la spate. Se melodia lui Elvis. Buzunarul din față. Lumea perversă și față. Și mă doare inima, mi-este dor de cineva. Mi-este dor de cineva, dar e în America. Haide, haide! Elvis, să știe! S-aude-n astea, prostule! Eu nu știam nici ceva, că așa știu. El îmi spune la ureche, dar s-aude microfon! Eu s-aude, mă, dar ți-am zis spre ghele și dacă vine prietenul la noi și să nu ne face de cacao, ce ți-am zis? Care mi-a să nu-mi? Bă, ta, care ți-am arătat alea. Termină-mă direct! Da. Mulțumim frumos! Sergei, încheierea, acum! Ia, să iau. Fii sănătos și altădă, mă, Nichi, mamă, luați-a și emisiunea. A, nu, fă-o frumos. Bă, vezi, mă, trebuie, mă. Cum, nu-i bună cheierea asta? Nu e bună. Bine, ți-o mai bună. Sergei, frate! Asta-i încheierea. Să-i fac. Gata, te-ai luat și în brâns. Și la bine, și la bine.